De ce se recomandă să mâncăm câte un măr în fiecare zi și nu o portocală sau o banană? Pentru că merele conține elemente pe care nu le întâlnim la alte fructe, iar efectele benefice pe care le au asupra organismului sunt de 10 de ori mai mari decât prețul unui kilogram de mere. Decât să ne umflăm mai târziu cu medicamente, ar fi mai bine să avem grijă la ce mâncăm. Mărul conține peste 30 de minerale, printre care potasiu, ce reglementează apa și fierul din organism. Acesta mai este numit, din cauza acizilor, chiar și periuță naturală de dinți. Pentru Mehedințul meu, reporter Raluca Cojocaru. Pline de fibre, nutrienți și vitamine care potolesc foamea, merele, cele mai populare fructe din lume, sunt adevărate medicamente naturale. Zicala, un măr pe zi ține doctorul departe, este cât se poate de adevărată, având în vedere că acestea te apără de cancer, întăresc oasele și mențin inima sănătoasă. Se spune că un măr pe zi ține doctorul la distanță. Ce părere aveți despre asta? Da, este o părere bună, dar să fie măr de al nostru, nu de adus, de îmbăgat, care îl ții și uită să se mai strice. Ori al nostru, mărul nostru românesc, care este cu floarea, microbul ăla din floare, ăla este bun. Nu zic că nici al lor nu ar fi bun, dar avem prea multe substanță în mâncare și în lung, că n-avem ce să facem. Și banana, și portocala, dar mărul nostru românesc este într-adevăr și ar trebui să se ocupe guvernanță mai mult de producția românească. Da, e foarte adevărat. Eu nu mai am din și trebuie să îi pun. Aș mânca mere continuu, așa, 24 din 24. Sunt foarte sănătoase. Cele românești sau cele... Românești. Românești, autohtone. Din România, nu din import. În topul celor mai sănătoase fructe, merele se află pe primul loc. Sunt poate cele mai comune fructe și mereu la îndemână. Consistente, zemoase și foarte ușor de transportat. Studiile au arătat că mâncând 3 mere pe zi poți da jos din kilogramele nedorite. Lucru de altmiteri nesurprinzător, ținând cont de faptul că merele sunt pline de fibre, nutrienți și vitamine care potolesc foamea și hidratează.